Corect, corect. Ați ajuns unde trebuia, nu părăsiți canalul, aruncați telecomanda, nu dați scroll. YouTube, Nicu Bendea, aici ne aflăm. Mulțumesc tare mult, ne începem împreună o nouă săptămână. Mulțumesc de abonare, mulțumesc pentru că mi-ați scris comentarii la care v-am și răspuns, ne distrăm și comentându-ne acolo în scris, e bine, e frumos, v-ați abonat, ați apăsat pe clopoțel, de aia sunteți deja într-un număr atât de mare aici, urmărind primul video din prima săptămână din august, luna lui. Aici am greșit, că am făcut pe celălalt canal social un mini-video chiar sâmbătă, pe 1, că am fost până în Apuseni, de unde mă trag din locul de baștină, și v-am urat un august splendid și am zis că bine ați venit în luna lui Cuptor. Și apoi mi-ați atras atenția, băi, tu nu știi tradiția, luna lui Cuptor e august, e iulie, august e gustar, că de aici vine și denumirea, gustar august, acum gustăm tot, degustăm tot. Și în iulie ce facem? Stăm în cuptor? Oricum nu mai știm acum de când s-au făcut inversiunile astea de climă. Poate o să mai avem o lună lui cuptor în septembrie și în octombrie să mai avem încă un gustar. Așa că, nu, iertați-mă, mai fac și eu greșeli, nu pot să știu eu toate tradițiile. Sau chiar dacă le știu, gura bate creierul, că o ia înaintea ideii. Dar suntem cu toții aici, mulțumesc încă o dată de abonare, e ok? Cum abordăm săptămâna, hărnicuților, hărnicuților, sunteți la muncă deja. Păi da, că cineva trebuie să facă și bani, nu numai că vine după aia ziua de salari și când ne uităm pe fluturaș, nu mai are aripioare. Ci că cei mai productivi angajați din România se află la două lanțuri de hipermarketuri. Nu le zic eu denumirea corectă, că nu-mi dau niciun ban să le fac reclamă, dar totuși ca idee. Deci cei mai productivi angajați din România sunt cei de la Lidl și de la Kaufland. Hărnicuți ca niște șoricei, era să zic, că se mai găsesc printre rafturi, dar nu vorbim despre. Da, sunt harnici, de ce să ne punem nouă pe rafturi și noi să punem în coșuri și să cheltuim, să consumăm cât mai mult, că asta e o strategie. Mai mult, liderul, follow the leader, 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 va introduce sistem wireless în toate magazinele. În curând, toate magazinele, supermagazinele lor, o să aibă wireless. A, pe atunci nici nu mai pleci de acolo. Deja bate anunță domnișoara că pentru dumneavoastră am deschis casa 3. Nu mă, pentru voi ați deschis casa 3 să vă plătesc, că altfel eu aș sta printre rafturi. M-aș conecta pe telefon, aș mai mânca un covrig și ziua trece. Ziua trece, că nu vedeți? Unde să te mai duci în concediu? Stai în hipermagazin dacă ai net, îți faci poze, postezi, mai cumperi ceva și trece ziua. Unde să te mai duci? Nu vedeți că nici în Danemarca nu ne mai lasă ăștia. În Danemarca. Ci că Danemarca a interzis să mai vină picior de român în țara, în respectiva țară. Danezii, nu ne mai lasă danezii în Danemarca. Foarte bine. Oricum, ceva era putred în Danemarca. Asta s-o zis de sute de ani, numai acum ne dăm seama. Mergem pe unde putem. Am fost, v-am zis, în Apuseni, frumos, natură, verdeață, liniște, drumeții, plimbări, deconectări, bla bla bla. Frumos! Și în Bucegi am văzut o poză splendidă. Pe platou Bucegi și comenta cineva. Altădată era plin de oi, acum era plin de mașini. Mașini parcate de-a lungul șoselei. Răsfirate, risipite, frumoase, care mai de care. Frumoase mașini, numai că nu dau lapte, dau noxe. Merg acolo pe platoul Bucegilor cu mașina, mai face omul 10 pași, se întoarce în mașină, mai urc un kilometru, iară 10 pași. Și așa se face mișcarea. Când în mașină, când pe jos. Că cine are avion, iară trec avioanele. O fi plecând Iohannis în vacanță? Că s-o sătura de atâta concediu. Aia merge să mai aducă niște miliarde în țară, că astea 80 de miliarde s-au terminat. Gata. Nici nu se mai discută. Stai, avion de linie, nu-i jet privat. Câteodată se aude așa de tare cât un motor de avion și mă speriu. Ce se întâmplă, domne? Vine la noi în curte, vine pe bloc, aterizează. Ce se întâmplă? Zice, nu, zic, să ia de la turda cu avioanele americane. Vor primi benzină bună și vrum, 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 vrum. Da, ați fost la Olimp? Nu prea cred. Acolo a fost Borcea, în stațiunea litoralului românesc, intitulat Olimp.
a fost Borcea cu actuala soție, că nici el nu știe cât o soție, și cu 6 copii, 6 din 9, restul de 3 pe la casele lor. Așadar, o să avem peste 9 luni o inflație de nume noi. Olimpia, Olimpiu, Limpi, Limpiu, dacă au fost la Olimp, Borcea, așa e. Mai omul ăsta în fiecare weekend să meargă într-o regiune geografică și să repopuleze zona. Asta e, asta e menirea lui, asta e chemarea lui să facă așa ceva. Că în fotbal au zis că nu mai investește. Nu-i mai trebuie Dinamo, nu-i mai trebuie nimic, nu mai trebuie fotbaliști, să nu mai vadă fotbaliști. Ca și fotbalistul Gabi Tamaș. Ați auzit unde s-a transferat? La Ucluj. Echipa Fanion a Transilvaniei. La Ucluj a venit Tămaș. Mulți suporteri mai vechi au zis, bă, oare dacă vine Tămaș ăsta ne și cântă? Nu-i relu Tămaș să cânte el acolo. Din retrogradat eu pune în groapă lume și iar lume. Nu, Gabi Tamaș, celebru fotbalist de perspectivă, vorba microbistului, născut vedetă, continuat speranță. A fost pe la echipe destul de decente și în națională, numai viața asta extrasportivă. A mai venit el la o echipă din Cluj, știți, la CFR. A venit pe bani frumoși, salariu frumos, cât a rezistat 6 zile. A ieșit Neaiului Mureșan în presă și a zis, Gabi Tamaș a venit, a băut și a plecat. În romantic, în romantică, e închis acum, un loc frumos cu lăutari. Intrai acolo, pe nimeni din Cluj n-apuca, nu întâlneai, numai de la Iara, din sate limitrofe, se cânta live acolo, frumos, romantic. Scria mare deasupra, locul unde poți și dansa. Păi era cu manele, cu dușman, după ce îi băteai bine, dansai pe ei. Așa că Gabi Tamaș s-ar putea să știe Clujul. Clujul Bahic, pe unde scârciumile. Dar cum vine chestia asta? Zice antrenorul de la Uclu, zice, în jurul lui dorim să construim o nouă echipă. În jurul lui Gabi Tamaș. Ce-ar putea învăța juniorii de la Ucluj sau juniorii care pășesc acum cu dreptul în cariera fotbalist? Ce-ar putea învăța de la Gabi Tamaș? Care a băut prea mult cu mutul de a pierdut un meci, un avion, atâta de mult o băut la nuntă la fratii său, de-o făcut scandal, într-un cantonament, iar o băut așa de mult, de-o rupt în bătaie câțiva chelneri. Ce-i putea învăța ca tânără speranța fotbalului de la Tamaș ăsta. Ce să mai zic, că peste tot pe unde s-a dus, s-a făcut numai scandal. Și la echipa aia din Israel, l-au scos aia cumva, cumva, că era, l-au prins la volan cu alcoolemia triplată decât era voie în respectiva țară Israel. Ăsta când n-are de lucru, se apucă și sparge termopane. Mai știți că a făcut un scandal în scara blocului. Deci omul are un CV impresionant de scandalagiu și băutor. Și atunci, tu cum vrei să faci o echipă, să construiești o echipă în jurul acestui om? Mă gândesc la Florescu, George Florescu, care e un model de conduită sportivă și de viață sportivă și extrasportivă. Dar cum o să fie? Ying și Yang acolo. Cum o să zic antrenorul? Luați-vă după Florescu sau luați-vă după Tamaș, că e bine așa, așa. Tamaș ăsta parcă ar fi Băsescu, mă. Tamaș în fotbal parcă ar fi Băsescu din politică. Ați văzut? Vrea să candideze iară la capitală. Mai este ceva de ciordit? Nu. No. Și ușor, ușor urcă iar în scaunul primarului general, că ăștia numai nu se înțeleg pe partea dreaptă. Pe partea stângă se înțeleg. Doamna Firea e acolo, bine mersi. Dacă intră și Băsescu în cursă, ea poate ieși încă din primul tur. Nicușor Dan și cu a lui, spaima Parlamentului. Cam atât pentru azi, că e numai luni. N-are rost să ne ambalăm și să ne trambalăm prea mult. O săptămână frumoasă. Celor care sunteți prin concedii, prin vacanțe, vă doresc vreme bună, apă caldă, soare frumos, liniște, bere rece. Celor care sunteți la muncă, serviciu ușor, serviciu plăcut. Să vă simțiți bine, să vă regăsiți bine acolo unde sunteți. Mulțumesc de abonare. Mulțumesc pentru că sunteți pe acest canal din când în când, în decursul unei zile. Scrieți comentarii, că mai comentăm din când în când și noi acolo unii la alții.
O săptămână superbă și o zi deosebită. Nicu Bendea vă dorește tuturor, sau cum zicea Ceaușescu, tu, tu lol!